Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Descoper că în sezonul ăsta, cum ar zice englezul, mă uit înainte în permanență către astfel de momente. Să mai primim o oră în plus de somn, să vină vacanța când vine. Vacanța vine vacanța. Când vrea ea. Nu, serios. Vine în decembrie. Aia e altceva, aia da. Se cheamă demisie. Nu, dar vacanța în decembrie. Mai o vacanță a copiilor. Nu, dar... a noastră lasă copiii. A noastră în decembrie. Înainte câte de Crăciun. Săptămâni mai copiii sunt? Au ultima din octombrie. Da. Vacanța aia, prima după structura asta nouă școlară. De eu plec în vacanță în weekend, să nu fiți invidioși. Deci în vacanță în weekend? Unde pleci, mă? Da. În Toscana. Îmi doream de mult să văd și eu Toscana toamna. Și o vezi într-o zi jumate. E prognoză numai cu ploaie. Numai cu ploaie, da. Dar când ți-ai luat biletul ăsta pentru Toscana? Prin iunie. În iunie? Da. Și aveam august, cu două luni înainte. Auzi, am luat puțin, păi o pregătești la ce să am luat la cum te pregătești un pic. Low cost, bineînțeles. Da, low cost. Că oricum altceva nu cred că merge direct acolo. Da. Și am luat întoarcerea cu prietenii cu care mergem tot luni. Da. Și eu din cauza că mă încurcați cu emisiunea asta. Te încurcăm să mă întorc duminică. Da. Și duminică venea numai Blue Air-ul înapoi. Ah. Între timp a deci, răposat și mi-au dat mesaj că papa. N-au răposat, sunt în pauză. Și mă rog, și eu zic că sunt la gata. Așa. Și am luat cu alții de la Roma. Deci eu duminică, deci după ce că mă duc în Toscana și mă plouă. E bună vacanța asta. Da, duminică deci mă sui în tren și mă duc la Roma, măcar acolo nu plouă. Toate drumurile duc la Roma. Da. Și mă întorc acasă de acolo. Dar cu cât timp vă luați voi bilete? Adică cu cât vă aranjați vacanțele înainte? Cu cât de mult timp se poate? Adică asta vară, de exemplu, am fost în Creta și am luat în februarie. În februarie și cazarea, da. Dar acum bilete pentru vacanța de iarnă ai? Nu, că iarna stau acasă, că nu-mi plac sporturile de iarnă. Deci la cald. Tu ce faci, mă? La mine lucrurile sunt diferite. Iarna, dacă plec cu avionul de obicei, și atunci avionul trebuie să-l iau mult în timp, ca să o să-l plătesc cât mai ieftin. Și ți-ai luat ceva? Da, evident că da. Bine, nouă ne e ușor că avem vacanțele fixe. Da. Și când ca și copiii. Și în full sezon. Da, și în full sezon. Asta e un dezavantaj, că e mereu mai scump. Eu de-aia mi le iau din timp, că sincer nu mi-aș permite să fac vacanțe în august. E cel mai scump, cu putință, de-aia măcar așa mai economisez niște bani. Dar uite, vara, din timp. Dacă nu mă duc cu avionul și mă duc cu mașina, îmi permit să mai stau un pic, știi? Aha. Și cu cazarea, cât să prind niște prețuri bune. Am un caz acasă. Așa. Serios. Și a cumpărat bilete. Ione este în progașcă de fete, nu știu ce. Și de 8 martie ele se întâlnesc întotdeauna și au hotărât, uite, anul ăsta ce ar fi să mergem noi undeva. Uh-huh. În Europa. Da. Crezi că și-au luat bilete de acum? Foarte bine au făcut. Pentru 8 martie? Da, pentru 8 martie, deci de acum. La anul? La anul. Da, au găsit low cost, e ceva gen două cico și o gogoașă. Serios? Păi și noi de ce nu plecăm? Pentru că în 8 martie noi ca băieții. Noi ca băieții. Și apropo de asta cu găștile și deci de plecarea mea din... Deci mai sunt 6 luni până atunci. Și-au luat bilete. Treabă. Sunt 8 fete, se duc... veselie. Să știi că sunt oameni care nu gândesc așa. De exemplu, în gașca mea de prieteni, mulți sunt: hai mă, iar ne pui să ne luăm bilete din februarie, că poate mai apare ceva, nu știm cum evoluează lucrurile cu pandemia, hai să ne mai apropiem și vedem atunci ce oferte mai apar. 0372069599. Prieteni, cu cât timp înainte vă planificați o vacanță? Și vă luați și bilete, luați că mai e și cealaltă... Adică dacă last minute. Mai degrabă adepții early bird, da, sau last minute. 0372069599, să vorbim despre vacanțele noastre, cu cât timp înainte le planificăm și ce preferați. Dacă preferați să le aranjați din timp, sau sunteți genul, hai, în ultimul minut, că atunci apar reducerile. Am niște prieteni care se duc în mod obișnuit în Grecia. Pe 2 ianuarie își caută vilă de închiriat vara în Grecia. Pentru că spun că până la sfârșitul lunii dispar toate alea mișto. Cam așa, și da. Rămân numai alea nasoale. Și în fiecare an îmi promit, zic, hai să încerc și eu totuși, măcar nu pe 2 ianuarie, că sunt mahmur. În primele zile atunci, niciodată nu-mi iese. De 0372069599, care e obiceiul, hai să facem un schimb de experiență, cu cât timp înainte vă planificați o vacanță și de ce? Da, cu cât timp înainte vă planificați o vacanță, v-am întrebat, o mulțime de telefoane și mesaje, dar ăsta este cel mai tare venit de la Val. Zice așa, anul ăsta, de exemplu, înainte să plecăm din Lefkada, asta e o insulă în Grecia,
Am fost să vedem câteva vile pentru anul viitor și deja am bătut palma pentru una la jumătate din prețul pe care am văzut că l-avea de regulă, dacă luai cu câteva săptămâni sau două, trei luni înainte de concediu. Momente, deci omul ăsta și-a rezervat deja vilă cu un an înainte. Deci, cu cât timp înainte? Cu un an înainte. Asta este răspunsul. Și dă și o sugestie. Face, zice, noi mergem în Grecia de 10 ani. Recomandarea mea este ca la locul preferat unde mănâncă lumea să întrebe patronul de acolo dacă nu știe ceva cazare foarte bună în zonă. La ăștia funcționează cu reducere dacă te-a trimis cu tare. E o metodă extraordinară să iei ceva grozav la preț mic. Așa e. Așa apar e. N-am avut. Da, și oamenii care merg regulat în anumite locuri din Grecia așa fac, și au cazare de la un an altul. Să știi. Avem și mesaje, avem și telefoane. Hai să dăm un mesaj întâi. Salut, prieteni! Cu 3-4 luni înainte e întotdeauna cel mai indicat, că poți să te ferești și de o pandemie cu scufie, poți să mai protejezi și o asigurare de bilet, poți să te mai duci și la un parastas, adică ai timp să jonglezi. Și întotdeauna bilete asigurate. Bilete asigurate, că uitați ce se întâmplă. Dar eu zic că cu 3-4 luni înainte e ok. Zi bună să aveți. Mulțumim, păi, nu cred. La începutul anului 2020, Ionie și cu mine ne-am luat bilete, am prins un loc bun și ne-am dus în nordul Italiei, la Como, da? Nord, da. În Lombardia, cum e, aha, da? A, ne-am dus un weekend liniștiți acolo, nu fusesem niciodată, ce frumos alea, când ne-am întors după săptămâna, izbucnit pandemia. Habar n-aveam. Și ne-am toate vecinile veneau de acolo. Da, eram, bă, avem ceva, adică, pe bune, ce se întâmplă? Raluca, bună dimineața! Bună, Raluca! Raluca. Bună dimineața! Cum procedezi? Ne place să rezervăm cu câteva luni înainte, tocmai pentru că dealurile sunt mai bune, dar ne plac și ofertele last minute. Ai plecat vreodată în d-astea? Eu n-am avut niciodată, ce să spun, curaj să aștept până în ultimul moment. Ați plecat vreodată la last minute pe undeva? S-a mai întâmplat, dar s-a mai mâine, întâmplat să rezervăm în cursul săptămânii pentru finalul de săptămână. Ce tare! S-a mai întâmplat, dar de regulă ne place să le rezervăm dinainte, pentru că îți dă ceva pentru care să muncești. Energie, de fapt, pentru... Și speranța că, băi, mai am un pic, facem countdown-ul, am mai rămas atât, așa e altă energie atunci când mergi la muncă. Deci obiectivul este să faci economii, să faci o alegere financiară inteligentă sau să ai un obiectiv pentru care să-l lucrezi? Mie îmi place să am un obiectiv pentru care să muncesc, dar și cele last minute au așa o energie aparte. Cel mai fain e să te duci undeva într-o vacanță pregătită și după aia să mai cauți, să mai stai câteva zile acolo căutând. Dacă poți, da. Dacă poți, sigur. Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Salut, Dani. Bună dimineața! Pe mine am cei mai geloși prieteni. Să vă povestesc cum iau vacanțele. Deci, scurt, te rog. De vreo 10 ani plec numai în Asia. Așa. Și o companie din Golf îmi face vacanțele, adică îmi programează vacanțele, iau biletele cu 2-3 luni înainte și mă uit, unde e cel mai ieftin? Uh-huh. Tot caut, să zic așa, de vreo 2-3 luni pe săptămână, biletele de avion, că alea, mă, normal, cel mai scump. Cazarea acolo, da, este până la 30 de euro, 4-5 stele. Uh-huh. Și îmi fac concediu, de exemplu, cel mai scump concediu, decembrie, ianuarie, cu Crăciun, an nou, 3500 de euro, 5 săptămâni în Bali, două persoane, cu tot ce bani de buzunar. Mama, acolo este vârf de sezon, decembrie. Ai fost, nu urmează să mergi. Am fost de 4 ori în Bali, de 10 ori în Thailanda, urmează să merg iar în Bali acum în decembrie. Hai, lasă-ne, că ne vezi faci cum poftă. Cum te duci tu la vârvuru, așa se duce el la Phuket. Da, mulțumim, Daniel. Felix, mai avem câteva secunde, te rog. Salut, Felix. Da. Bună, ești în direct, salut. Bună dimineața. Deci, noi procedăm la fel. Vacanța principală în Grecia, uh-huh, luată de prin februarie-martie, atunci când apar posterile. Și ceva last minute ei vreodată? De asta, în ultimul moment. Întotdeauna. Deci, cam o dată pe lună, o lună jumate, luăm unde apar. Dacă undeva. Da, nu e rău. Nu e rău deloc. Nu, cred că trebuie să fie tare să poți să pleci așa când vrei. De la... Da. Să n-ai un job care îți impune să fii zi de zi, să nu poți să... Mulțumim pentru opinii și pentru idei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.